Ministerul Educației a publicat rezultatele de la simulările examenului de evaluare națională de la clasa 7-a și a 8-a, care s-au desfășurat în perioada 11-13 martie. În județul Mehedinți, procentul notelor peste 5 este unul destul de mic. La simulările de la evaluarea națională din județul Mehedinți am avut un procent de 42,97% de note peste 5. La limba și literatura română, la clasa 7-a, am avut note peste 5, 62,91%, iar la clasa 8-a, 68,38%. Elevii mehedințeni au reușit anul acesta, în cadrul simulărilor, să obțină note mult mai bune la limba și literatura română, chiar dacă nu a existat nicio notă de 10. Iar la matematică, 37,92% la clasa 7-a, iar la clasa 8-a, 33,98%. La limba și literatura română nu a existat nicio notă de 10, iar la matematică, la clasa a 7-a, au existat 14 note de 10, iar la clasa 8-a, 7 note de 10. Notele obținute de elevi la aceste simulări pot fi trecute în catalog la cererea acestora sau a părinților. Probele scrise din cadrul examenului de evaluare națională pentru elevii claselor a 8-a vor debuta pe data de 18 iunie, când aceștia vor susține proba de limbă și literatură română. Următoarea probă, cea la matematică, se va desfășura pe data de 20 iunie, iar ultima doar pentru elevii care au studiat limba și literatura maternă este programată pe 21 iunie. Rezultatele vor fi afișate pe 25 iunie, când de altfel se vor putea depune și contestațiile, în intervalul orar 14-20, urmând ca examenele finale să fie afișate pe data de 29 iunie.